Bine ați revenit la aceste intermezzo pe care încercăm să le realizăm într-un mod cât mai distractiv, cât mai plăcut. Vă reamintim, încercăm, zic eu că și reușim, să realizăm cu obiecte pe care deja le avem în casă, foarte puține lucruri cumpărate, decorațiuni de Crăciun, pentru pomul de Crăciun. Am început deja de la obiecte destul de simplu de realizat. Vrem să complicăm un pic lucrurile, să ne complicăm un pic existența, cum s-ar zice. Al treilea obiect pe care vi-l propun este tot un glob, tot din polistiren, diametrul 5 cm. Odată cu el ne vom folosi de unul ceva mai mic, 2 cm și jumătate în diametru. Folosim cele două tehnici prezentate înainte, realizând în final un alt fel de decorațiune. Veți vedea cum un mic detaliu schimbă de fapt întregul ansamblu. Bun, hai să pornim de la acest glob mai mare. Am ceea ce cândva a fost bluza unui copil. Cei care deja mă cunosc, am tot promovat-o și o tot promovam mereu pe fetița mea, Veronica, care îmi dă foarte multe idei de decorațiuni. Sprijiniți-vă pe creativitatea copiilor, pentru că ei sunt cei mai sinceri și cei mai dinamici. Sunt foarte liberi în gândire, încă nu sunt obișnuiți ca noi să-și pună limite. Sprijiniți-vă pe creativitatea lor și lăsați-i să aleagă și culori și texturi, ceea ce eu fac deseori cu fetița mea. I-am furat această hăinuță care a rămas de foarte mult timp mică și realizăm un alt fel de glob de Crăciun dintr-un molton, un material destul de grosuț, o textură foarte diferită de texturile pe care le-am folosit înainte, respectiv, dacă ne aducem aminte, globul îmbrăcat în mătase brodată, l-avem aici, sau cel îmbrăcat în bucățele de bumbac. De data aceasta, dintr-o bucată de molton destul de mare, vom tăia, ceea ce m-ați văzut de fapt că deja făceam, vom tăia niște fâșii care de data aceasta să cuprindă diametrul sferei mele. Orice surplus îl vom avea la aceste fâșiuțe, îl vom tăia ulterior cu foarfeca. Nu lucrăm cu aracet de data aceasta, vorbim de o textură ceva mai groasă, mai dificilă, se usucă mai greu cu aracetul diluat. Vom folosi pistolul cu adeziv cald, globul, fâșiile de molton, sfoara. Și de data aceasta hai să dăm un touch, să dăm o amprentă mai elegantă, o panglică din saten de 3 cm. Hai să vedem ce iese. Bun, fâșiile mele merg undeva de la 1 cm la 1 cm și jumătate. Iar ceea ce vom face cu una din ele, una este de ajuns, cu una din ele vom măsura în mod foarte simplu diametrul globului. Tăiem surplusul, însă, dacă sunteți atenți la mine, vă rog aici în detaliu, suprapun puțin cele două capete. Lucrând cu adeziv cald la temperatură înaltă, riscăm să deteriorăm globul de polistiren. Știm că se deteriorează la o temperatură înaltă. De fapt, este modul în care se taie și se prelucrează. Dacă vedeți, am suprapus undeva la un 5-6 mm. Folosim ca unitate de măsură această panglică, chiar neregulat tăiată, nu-i nicio problemă. Și toate celelalte fâșii care ne vor ajuta în îmbrăcarea globului, le tăiem la aceeași dimensiune. Ce ne rămâne? Aruncăm. Încă o dată.
Și încă o dată. Deci, din nou, globul, fâșia. Dacă vă este mai ușor, vă puteți ghida după linia pe care o vedeți, linia de tipar, ce în mod normal un produs în polistiren o are, de matriță, matrița în care a fost turnat, pe acest capăt al polistirenului. Punem un pic adeziv. Suprapunem. Ținem cu degetul câteva secunde, nu-i nevoie de mai mult. Gata. O altă fâșie de polistiren. Suprapusă perpendicular pe cea dinainte. Este destul de simplu, globul este mic, ușor de manevrat. Aceeași picătură de adeziv cald. Nu e nicio problemă dacă nu ne iese din prima, mai adăugăm puțin ulterior. Ne-au rămas 4 spații libere. Vom încerca să le acoperim mergând evident în cruce. Din nou, picătura de adeziv. Acoperim. Încă o dată, vom mai avea nevoie de o singură, nu, de două suprapuneri, îmi cer scuze, de alte două fâșii. Veți vedea că pornim de la un glob sferic, perfect sferic, și vom realiza unul ușor alungit. Această creștere spre capete este dată de suprapunerile consecutive în același punct a fâșiilor de molton. Să ne amintim, am ales un material cu o textură mai generoasă, tocmai din acest motiv. Ok. Repede, repede. Penultima suprapunere. Sau e ultima? Nu, penultima suprapunere. Iată cum, folosind un material ceva mai gros, putem schimba forma unui glob. Ultima. Îmi cer scuze. Iacătă-ne. Dacă ne amintim, înainte am folosit tot fâșii de material, vorbesc de globul pe care l-am realizat cu bucățile din bumbac, dar erau fâșii mai mici, era mai mare globul, poate nu toți avem un material destul de mare care să ne permită înfășurarea pe întreaga circumferință a globului. Dacă avem un glob mai mic, evident o putem face. Cum spuneam mai devreme, nu mai avem forma circulară normală a globului. Avem o formă relativ alungită pe poli. Spuneam că folosim panglica din saten. Vom realiza o fundă absolut normală. Avem nevoie de 30 de centimetri. Dacă reușiți să vă luați un suport ca al meu, se găsește în magazinele de profil de amenajări interioare și decorațiuni. Suport din silicon sau din plastic are deja trasat în linii ori oblice, ori orizontale, verticale, pătrățele de 1 centimetru latură sau 2 centimetri. Eu mă ajut de ce am în față. În consecință, voi avea nevoie de 30 de centimetri și număr cele 15 pătrățele, fiecare 2 centimetri ce am în față.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30. Am găsit. Nu mai bine numărătoarea asta din 2 în 2, pentru că fetița mea tocmai ce este, tocmai ce a trecut la numărarea din 2 în 2, 3 în 3 și din 5 în 5. Le-am repetat ieri. De asta știu acum să număr din 2 în 2. Mi-am adus aminte. Ok, minunat. Ne aducem aminte cum am făcut ultima panglică? Nu e nicio problemă dacă nu ne aducem aminte. Suprapunem cele două capete ale panglicii, lăsăm dreapta stânga un 2 cm și jumătate. Din nou pistolul cu adeziv cald. Facem un mic X pe lățimea materialului. Suprapunem din nou, dacă se poate, un detaliu. Deci, bucla o suprapunem din nou. Aici. O picătură de adeziv. Am realizat o mică fundiță. Un mic detaliu, dacă este posibil. Mulțumesc tare mult. Putem să atașăm funda așa cum o vedeți sau o pliem. În acest caz, o strângem un pic aici. Folosiți ori o sfoară, dacă dumneavoastră vă simțiți confortabil să folosiți sfoara. Dacă nu, eu, pentru a fi puțin mai rapidă, adaug niște puncte de adeziv. După care am să lipesc funda de glob. Ok. Bun. Ultima picătură pe spatele fundei. O lipesc aproape de unul din polii alungiți ai globului. Voi avea nevoie din nou de un fir cu care agățăm globul de brad. În cazul acesta voi folosi, pentru a varia puțin, această sfoară, foarfeca. Ne aducem aminte? 15 cm. Din nou adezivul cald pe care îl atașăm globului. Și ultimul detaliu pentru a acoperi această zonă de centru, pentru că mi se pare un pic cam sărăcăcioasă, din detaliile, din decorațiunile pe care le aveți în casă, vă rog foarte mult să nu vă limitați doar la ceea ce eu vă arăt. Aveți o sferă, aveți o perlă, aveți o pietricică, aveți o broșă, o camee. Folosiți-o. Eu am această steluță albă. Îmi place contrastul pe care îl va realiza cu roșul. Nu va fi foarte puternic pentru că este despărțită de neutrul bej folosit în centru. O picătură de adeziv. O lipesc în punctul în care spuneam că mi-mi lipsește totuși detaliul. Și am realizat un alt glob de Crăciun. Mulțumesc tare mult!